ovariană de care v-a vorbit domnul doctor puțin mai devreme, care costă între 1.100 de euro și chiar 2.000, în funcție, iarăși, de complexitatea problemelor pe care le are cuplul respectiv. Că în cuplu poate să fie amândoi care să aibă probleme, poate să fie doar femeia care să aibă probleme sau doar bărbatul, așa cum am spus. Spun prostii? Văd acolo că... Deci jumătate dintre clinici nu sunt acreditate. Am înțeles. Da, sunt informații pe care le-am luat, da, poate în acest moment. Da, e nicio problemă, că o să spuneți pe cu sau vorbe. Centrul de transplant ăsta. Da. Mai... Vă rog, doamna Barbu, că ați vrut să interveniți. Să intervin pe lângă toți acești termeni care sunt de specialitate și în mod normal ei trebuie explicați de către specialiști. Din acest motiv am apelat în grupul de lucru la specialiști. Ce ar trebui să explicăm? Cred că ar trebui să explicăm că fertilizarea, ca sprijin al dreptului natural al unui cuplu de a avea copii, trebuie să fie recunoscut de stat. Deci eu cred că acest sprijin trebuie să fie recunoscut de stat prin o legislație clară și un pachet legislativ complet. Vorbim de o subvenționare, o compensare a acestor servicii, da? Medicale de procreere trebuie să existe așa cum există în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Ați spus foarte bine asistenței, pentru că aici ar trebui să intervină și medicamentele. Este cel puțin discriminatoriu, domnule doctor, faptul că aceste cupluri infertile trebuie să-și cumpere medicamentele la prețul întreg din farmacii. Avem o veste bună, apropo, de asta. Au scăzut de la 1 aprilie cu 10%. Este nedrept că aceste cupluri își doresc să aibă copii. Sunt cupluri care le oferă condiții de educație, le oferă condiții foarte bune pentru a deveni niște oameni de nădejde ai societății și, din păcate, ne orientăm numai către și avem probleme, mai avem încă probleme cu copii abandonați. Dar haideți să vedem ce facem pentru a avea copii care să fie doriți, să fie iubiți și să devină cu adevărat oameni de nădejde. Eu cred că acest pachet legislativ este necesar. În ce fază se află acum? Cred că putem spune că până la sfârșitul acestei sesiuni nu-l depunem, dar putem să avem dezbaterile publice, cel puțin două dezbateri publice. N-au început deja până în iunie. Discutăm de din punctul meu de vedere, de la sfârșitul anului trecut se lucrează, dar nu este simplu. Și asta specialiștii care sunt din toate domeniile, și din domeniul de laborator, și din embriologie, ginecologie, da, înțeleg că au nevoie de a se armoniza pe acest pachet. Inclusiv Ministerul Sănătății ne oferă sprijin și face parte din acest grup de lucru. Cum adică vă oferă sprijin? Vreau să-mi spuneți așa mai cu datele concret pe care le au la dispoziție. Că spuneați de statistici. Ministerul are câteva statistici. La ce ne sigur, ajută, s-ar putea să nu fie complete, s-ar putea să nu fie, eu știu, updatate, dar... Devin niște date seci, doamna ministru, în condițiile în care nu sunt însoțite de măsuri practice. Dacă și nu luăm măsuri bine și aici, domnul secretar de stat care a participat a spus... Cristian Irimie, la el exact, referiți, la domnul Irimie, da? Care ca specializare este... ginecolog, din câte am citit CV-ul. Și domnia s-a spus la fel, că avem statistici, dar dacă nu oferim și măsuri categoric, acele statistici rămân doar la nivel de statistică. O avem la telefon în acest moment pe doamna Elena Miclea, membru al grupului de inițiativă SOS Infertilitatea, iar telespectatorilor le spun că amănunte despre această campanie puteți afla pe site-ul www.infertilitateaesteoboală.wordpress.com. Site-ul este bun, chiar și pentru cei care nu au probleme, este coerent, este încărcat de informații utile și foarte corect realizat. A luat de altfel, înțeleg, și premii destul de importante anul acesta, așa că vă invit să aveți încredere să-l accesați atunci când aveți câteva secunde libere. Uite că am făcut și un pic de publicitate acestui site, dar cred că merită, pentru că, așa cum precizam puțin mai devreme, conține informații extrem de vitale, aș zice, pentru cuplurile care își doresc copii. Am dreptate, Elena? Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Așa este, sunt informații destul de vitale. Ne-am lovit de aceste probleme, unele dintre noi încă ne mai lovim de această problemă. Și atunci încercăm să facem ceva pentru ca infertilitatea să fie recunoscută și în România, iar ca statul să ne ofere sprijin.
Da, bine, ea este recunoscută, nu este băgată în seamă, dacă e să mă întreb pe mine. Ideea acestei campanii a pornit din propriile voastre nevoi, ale femeilor care v-ați lovit de această problemă, atunci când ați realizat că practic nu aveți altă șansă pentru a procrea? Da, exact. Așa s-a născut practic site-ul, așa s-a născut blogul, așa s-a născut campania și grupul de inițiativă până la urmă, pentru că el face parte din societatea civilă, care este un membru extrem de important în procesul de legiferare, nu? Despre care vorbim astăzi. Am considerat că dacă nimeni nu va deschide acest subiect și nu-l va pune în atenția opiniei publice, nimic nu se va face. Ați avut tot felul de inițiative până acum, inclusiv o petiție online prin care solicitați introducerea procedurilor de inseminare artificială și fertilizare in vitro în programele naționale de sănătate. Câte semnături ați strâns până acum? Sunt peste 3700 de semnături. Ajută, ajută în vreun fel semnăturile astea sau ar trebui să ajute în vreun fel? Nu, vrem doar pur și simplu să arătăm că sunt multe persoane care au această problemă și foarte multe persoane susțin cuplurile care, că nu toate cele 3700 de semnături provin de la cupluri care au probleme de infertilitate. Uh-huh. Sunt și persoane care nu au astfel de probleme, dar care susțin aceste cupluri. Înțeleg că în cazul tău procedura a fost o reușită. Ești însărcinată cu gemeni? Da, așa este. Felicitări! Care a fost cel mai greu moment de până acum, Elena? Ce anume te-a speriat mai tare? Nu știu, ideea unui eșec? Poate? Prima dată m-a speriat când am aflat că doar prin fertilizare in vitro vom putea avea un copil, pentru că nu știam despre ce este vorba, nu ți oferă nimeni prea multe informații la început și te simți puțin debusolat, neștiind încotro să mergi sau ce să faci. Cred că a fost momentul în care chiar am fost dezorientat și speriat pentru că nu știam ce trebuie să facem. Bineînțeles că pe urmă urmează teama de eșec. Nu întotdeauna reușești de la prima fertilizare in vitro. De multe ori trebuie să încerci mai mult. Dar... Iar trauma psihică, pentru că e vorba de o traumă psihică, este legată și de lipsa banilor, pentru că scad, da, evident, șansele ca tu să reușești să dai naștere unui copil în condițiile în care, de exemplu, pentru prima fertilizare ai ajuns să faci un credit la bancă. Sunt și astfel de cazuri.